Prefătele aripi de porumbel și adâne aștri din cer. Știu bine, la tine au venit păstorii de neam românesc, Ion și cu doi înacuminți și Petre alături de ei. Adă-mi, Doamne, înapoi, că-i trist la noi fără ei. Dragi prieteni, stimați invitați, permiteți-mi să-mi exprim sinceră recunoștință pentru faptul că sunteți aici. De fapt, tradusă în limbajul sufletului, asta ar însemna că ne este dor, că nu i-am uitat, că iubim pe unicii, talentații și neobosiții Teodorovici. 3 noiembrie 1992. For foto de oameni, lacrimi și tristețe, drum spre veșnicie. Aceasta este ziua care a marcat cu profunzime spiritul românesc de pretutindeni. Cimitirul central ortodox din Chișinău devenise palma de pământ deasupra căruia plângea cerul.